Cauță-ne de câteva minute bune. Mai mult, poate 15-20 minute. Bine, e un deal mare și mulți copaci care blochează imaginea. Dar cred că vine și înspre noi în curând. Am 28, aproape 29 de ani, dar nu țin minte să fi văzut asemenea furtună cu descărcări. Țin minte că erau vara, când erau călduri mari și veneau furtună de... Venea și cu grindină și... Așa mai departe, dar... Dura foarte puțin, era rapid. Am descoperit eu că face în urmă cu 15 minute și am mai ieșit afară să văd tot așa e și surpriză mai rău. Și am să și filmez. Deci nu știu dacă de mai de mult face. Da. Nu știu când a început. Nici nu știu cum să sfârșește. E de jur împrejur. Aici la noi începe puțin vânt. Wow, ce fain a fost. Ieri a fulgerat foarte aproape de casă. Cred că undeva la 20 de metri. O bubuitură puternică. Și apoi am rămas fără curent timp de câteva ore. Că s-a ars tabloul electric. Văd că acum iar o ține într-o veselie. Te mă gândeam să mă urc în pod, poate că de pe geamul din pod aveam o mai bună priveliște. Însă acum sigur nu o să mai stau foarte mult afară că începe să vină mai aproape. Bănuiesc că ăsta e și secretul, oarecum, de ce ține așa de mult, că se mută dintr-un loc în altul. De exemplu, bun, acum, în partea aia care filmez acum, doar lumini se vedeau, niciun fulger aparent. Dar acum văd că apar și fulgere în direcția noastră, cum ar veni.